Să știți că în zilele astea două, imaginea care m-a urmărit chinuitor, a fost întâlnirea cu el în podul unei case boierești de pe Bulevardul Ana Ipătescu, unde se afla redacția revistei Luceafăr și unde se strângeau poeții care mai târziu aveau să fie lansați de Eugen Barbu în Cernacul Labiș. Și atunci, pe coridor, a intrat un fel de mare copil, imens, uriaș și cu o căciulă rusească în cap, imensă, și el mare, și a întins mâna spre mine și mâna lui era cât o palmă uriașă, ca o pâine s-a îndreptat spre mine. Eu sunt Adrian Păunescu, a răsunat tot culoarul, avea 18 ani, am rămas uimit. Atunci l-am cunoscut prima dată, era în stare pe loc să-mi recite ultimele poezii, era atât de captivant, era atât de cuceretor, era atât de candid, era atât de viu, de puternic. O imagine pe care nu o voi uita niciodată, cu acest Gulliver al poeziei, cum avea să fie mai târziu pentru întreaga poezie românească contemporană. Este o imagine pentru mine frisonantă. Era în toată ființa lui atâta explozie, atâta viață, atâta forță, atâta bucurie, atâta scânteiere în ochii lui, erau aprinși, strălucitori. Și glasul era puternic, era vibrant, era poruncitor, era ca un vulcan. Și avea numai 18 ani. Și prima carte de poezii pe care a scris-o, din nefericire, i s-a ars. Și a luat-o de la început. Și toată viața lui a luat-o de la început, până în ultima zi. Cred că a luat-o de la început exact cum s-a întâmplat și cu inima lui, care a avut atâtea stopuri. Și a luat-o de la început și a pornit și iar a pornit și iar s-au chinuit doctorii și n-a mai avut putere să mai treacă mai departe de ultimul stop cardiac. El a murit după atâtea stopuri cardiac, cu foarte puțini oameni cred că au murit și el nu trebuia să moară de inimă, pentru că inima lui era extraordinară, era puternică, era mare, era generoasă, era în stare să-și dea inima asta mare pentru orice ființă nenorocită, pentru orice cauză care merita să fie făcută o bătălie, un război pentru ea. Dar inima asta a fost mitraliată îngrozitor în ultimii 20 de ani. Super. Și din cauza asta iar a mai rezistat. Super. Impostura spus. Cea mai urâtă care s-a născut vreodată în România s-a năpustit să-i mitralieze această inimă, să se gândească toate aceste nefericite mediocrități agresive care s-au urcat pe toți caii victoriei și cupidității de 20 de ani după decembrie 89, să gândească cum au mitraliat inima acestui mare poet, a acestui mare conștiințe. Pentru domnule... că de la Goga noi n-am avut o poezie civică mai tulburătoare, mai copreșitoare, mai în sare să ridice mii de oameni așa cum s-a întâmplat la cenacul lângă care am fost.